Renumitul cineast Lucian Pintilie s-a stins din viață la vârsta venerabilă de 84 de ani. Printre creațiile reprezentative ale lui Lucian Pintilie se numără reconstituirea Balanța și De ce trag clopotele mitică. Aici Radio Europa Liberă. Bă, frumoasă țară avem. Regizorul s-a născut în 9 noiembrie 1933 în Tarutina, Basarabia. Incomod pentru regimul comunist, în 1975 acesta a fost nevoit să se autoexileze. Și-a continuat munca în străinătate, iar în 1990 s-a întors în țară, când a și fost numit director al studioului de creație cinematografică al Ministerului Culturii. Cu o întreagă colecție de premii internaționale, singurul premiu acceptat în România a fost premiul Gopo pentru întreaga activitate acordat în 2007.